Numeri, Bemidbar, capitolul 22. Copiii lui Israel au pornit și au tăbărât în șesurile Moabului, dincolo de Iordan, în fața Ierihonului. Balac, fiul lui Țipor, a văzut tot ce făcuse Israel amoriților. Și Moab a rămas foarte îngrozit în fața unui popor atât de mare la număr. L-a apucat groaza în fața copiilor lui Israel. Moab a zis bătrânilor lui Madian: mulțimea aceasta are sânghită tot ce este în jurul nostru. Cum paște boul verdeața de pe câmp, Balac, fiul lui Țipor, era pe atunci împărat al Moabului. El a trimis-o la Bilam, fiul lui Beor, la Tor, pe râu, în țara fiilor poporului său, ca să-l cheme și să-i spună: iată, un popor a ieșit din Mitzrayim, acoperă fața pământului și s-a așezat în fața mea. Vină, te rog, să-mi blastem pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni din țară, că știu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat și pe cine blestem tu este blestemat. Bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian au plecat, având cu ei daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Bilam și i-au spus cuvintele lui Balac. Bilam le-a zis: rămâneți aici peste noapte și vă voi da răspuns după cum îmi va spune Iahua. Și căpetenile Moabului au rămas la Bilam. Elohim a venit la Bilam și a zis: cine sunt oamenii aceștia pe care i-ai la tine? Bilam a răspuns lui Elohim: Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună: iată, un popor a ieșit din Mitzrayim și acoperă fața pământului. Vino dar și blestemă-l, poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni. Elohim a zis lui Bilam: să nu te duci cu ei și nici să nu blestem poporul acela, căci este binecuvântat. Bilam s-a sculat dimineața și a zis căpeteniilor lui Balac: duceți-vă înapoi în țara voastră, căci Iahua nu vrea să mă lase să merg cu voi. Și mai marii Moabului s-au sculat, s-au întors la Balac și i-au spus: Bilam n-a vrut să vină cu noi. Balac a trimis din nou mai multe căpetenii, mai cuvază decât cele dinainte. Au ajuns la Bilam și i-au zis: așa vorbește Balac, fiul lui Țipor, nu mai pune piedici și vino la mine, căci îți voi da multă cinste și voi face tot ce îmi vei spune, numai vino, te rog, și blestemă poporul acesta. Bilam a răspuns și a zis slujitorilor lui Balac: să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii lui Iahua, Eloahului meu. Totuși, vă rog, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va mai spune Iahua. Elohim a venit la Bilam în timpul nopții și i-a zis: fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei, dar să faci numai ce îți voi spune. Bilam s-a sculat dimineața, a pus șaua pe măgăriță și a plecat cu căpetenile lui Moab. Elohim s-a aprins de mânie pentru că plecase și îngerul lui Iahua a așezat în drum ca să îi se împotrivească. Bilam era călare pe măgărița lui și cei doi slujitori ai lui erau cu el. Măgărița a văzut pe îngerul lui Iahua stând în drum cu sabia scoasă din teacă în mână. S-a bătut din drum și a luat-o pe câmp. Bilam și-a bătut măgărița ca să o aducă la drum. Îngerul lui Iahua s-a așezat într-o cărare dintre vii și de fiecare parte a cărării era câte un zid. Măgărița a văzut pe îngerul lui Iahua, s-a strâns spre zid și a strâns piciorul lui Bilam de zid. Bilam a bătut-o din nou. Îngerul lui Iahua a trecut mai departe și s-a așezat într-un loc unde nu era chip să te întorci, nici la dreapta, nici la stânga. Măgărița a văzut pe îngerul lui Iahua. S-a culcat sub Bilam. Bilam s-a aprins de mânie și a bătut măgărița cu un băț. Iahua a deschis gura măgăriței și a zis lui Bilam: ce ți-am făcut de mai bătut de 3 ori? Bilam a răspuns măgăriței: pentru că ți-ai bătut joc de mine. Dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide pe loc. Măgărița a zis lui Bilam: nu sunt eu oare măgărița ta pe care ai călărit în tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ți fac asta? Și el a răspuns: nu.
Iahua a deschis ochii lui Bilam și Bilam a văzut pe îngerul lui Iahua stând în drum cu sabia scoasă în mână și s-a plecat și s-a aruncat cu fața la pământ. Îngerul lui Iahua i-a zis, pentru ce ți-ai bătut măgărița de 3 ori? Iată, eu am ieșit ca să stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Măgărița m-a văzut și s-a abătut de 3 ori dinaintea mea. Dacă nu s-ar fi abătut dinaintea mea, pe tine te-aș fi omorât, iar pe ea aș fi lăsat-o vie. Bilam a zis îngerului lui Iahua, am păcătuit, căci nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum și acum, dacă nu găsești că e bine ce fac eu, mă voi întoarce. Îngerul lui Iahua a zis lui Bilam, du-te cu oamenii aceștia, dar să spui numai cuvintele pe care ți le voi spune eu. Și Bilam a plecat înainte cu căpeteniile lui Balac. Balac a auzit că vine Bilam și a ieșit înainte până la cetatea Moabului, care este la hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depărtat. Balac a zis lui Bilam, n-am trimis eu oare la tine să te cheme? Pentru ce n-ai venit la mine? Cum, nu pot eu oare să-ți dau cinste? Bilam a răspuns lui Balac, iată că am venit la tine, acum îmi va fi oare îngăduit să spun ceva? Voi spune cuvintele pe care mi le va spune Elohim în gură. Bilam a mers cu Balac și au ajuns la un drum. Balac a jertfit boi și oi și a trimis din ei lui Bilam și căpeteniilor care erau cu el. Dimineața Balac a luat pe Bilam și l-a suit pe Bamoth, de unde Bilam putea să vadă o parte din popor.